Prieteni, astăzi vom vorbi despre Îngerul Păzitor. Credința că fiecare dintre noi, cei botezați, am primit de la Dumnezeu un Înger Păzitor. Să știți, Sfânta Scriptură, de exemplu, este plină de istorii despre îngeri. Găsim istorisiri despre îngeri ca agenți ai lui Dumnezeu sau cei care întotdeauna împlinesc voia lui Dumnezeu, împlinesc în mod instant. Îngerul care este, dacă vreți, un soi de liant între noi, persoană de legătură, noi și Dumnezeu, pentru că El este permanent față în față cu Dumnezeu, dar este și lângă mine. În credința noastră răsăriteană, ortodoxă, noi spunem că Dumnezeu ne însoțește viața noastră cu îngeri de lumină. Există o rugăciune în canonul de rugăciuni dinainte de botez, de cufundarea în apele sfințite ale botezului, există chiar această formulă. Însoțește, Doamne, viața lui cu îngeri de lumină. Adică momentul în care ne este asociat un înger, un partener de drum, nevăzut, de cei mai mulți dintre noi nevăzut și de foarte mulți dintre noi absolut ignorat. Nu avem o conversație cu el mai toată viața, deși el este o prezență discretă, nu neapărat o prezență care ne judecă după calitatea vieții noastre, ci o prezență discretă care întotdeauna este gata să împlinească voia lui Dumnezeu în raport cu mine și totodată să mă ajute pe mine în împlinirea voii lui Dumnezeu. Primim, credem că primim la botez un înger păzitor, un înger de lumină. Cum l-am putea cunoaște? Cum am putea cunoaște pe cineva care nu are chip în forma antropomorfică? Găsim în teologia despre îngeri, aflăm informații, sigur, desprinse din Sfânta Scriptură că există o anumită ierarhie a îngerilor. Sunt 9 cete îngerești, arhanghelii, serafimii, heruvimii, cei cu câte... Ei sunt descriși de textele biblice într-un anume fel. Îngerul păzitor personal, îngerul păzitor al popoarelor, îngerul păzitor, înger păzitor ai oștilor care sunt implicate în lupte nedrepte și care decid o anumită situație pe câmpul de luptă, descrierea ale Scripturii. Îngerul meu, îngerul personal, al cărui chip nu-l știu, nu-l cunosc, poate fi cunoscut. Există o rugăciune, există mai multe rugăciuni pentru Îngerul Păzitor, dar cea mai bună, cea mai sigură modalitate de a-L cunoaște este cultivarea unei relații cu El prin conversații, rugăciune. Pe curând, prieteni!